Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Înainte de a face prezentarea doamnelor și domnilor în discuția de pregătire a ediției de astăzi, după ce ne-am salutat în condițiile de pandemie cu invitata mea de astăzi, i-am adresat următoarea întrebare. Cum a fost și cum este predealul? Doamna s-a uitat la mine și a spus: dar eu nu candidez pentru predeal. Ei, nu, dar istoria începe de acolo, de la predeal, și am, doamnelor și domnilor, un punct comun. Cunosc, că nu pot să spun că la fel de bine situația de la predeal, însă multe materiale de presă pe care le-am realizat acolo, însă din păcate rezultatele care ar fi trebuit să vină de la alte instituții întârzie și acum, însă eu vreau să cred că niciodată nu e prea târziu. Așadar, doamnelor și domnilor, alături de mine în studio astăzi, doamna Adina Donosă, de profesie economist, care vrea să... Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit, Ce mulțumesc de vreți? Să invitație. revoluționați? Nu Nu. vreau să revoluționez. Vreau să lumea să înțeleagă că oamenii simpli au loc la masa deciziilor luate de către autoritățile locale și că sunt reprezentați. De-a cursul timpului, cel puțin în ultimii 4 ani, în care am avut și un mandat de consilier local, un consilier local Brașov, am avut așa senzația că sunt doar anumite grupuri reprezentate în Consiliul Local, iar oamenii simpli nu au voie sau nu pot să participe la dezbaterile inexistente, cu ghilimele de rigoare, apropo de proiectele de dezvoltare ale Brașovului. Doamna, ați spus în felul următor, ce scuze că vă întrerup, sunt anumite grupuri. Ce înseamnă asta? Să o lămurim? Grupuri, de ce nu vă dau un exemplu? Grupul PNL, UDMR, PMP din Consiliul Local dictează politica și administrația publică brașoveană. Ceilalți care nu Păi fac dacă aia parte e din... De majoritatea, acord, se doamna formează Donos. majorități, de acord. Dar asta nu înseamnă că toți cei care suntem acolo am primit un mandat din partea cetățenilor și toți avem un cuvânt de spus. Eu încă de la începutul mandatului 2016-2020 am spus că nu merg să fac opoziție doar de dracul opoziției. Voi susține absolut toate proiectele de dezvoltare pe care le consider oportune și de care brașovenii au nevoie, doar în condițiile în care acestea au loc de dezbatere adevărată. Dezbaterea adevărată, să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că discutam și înainte de emisiune, doamnă, cum e cu dezbaterea publică. Până acolo însă, o să vă întreb, desigur, ce ați făcut până acum în Consiliul Local Brașov, da, sau ce inițiative ați avut, pentru că, apropo de majoritate, până la urmă a ieșit cum s-a votat, da, ceea ce este corect. Aia e majoritatea și o respectăm. În debutul emisiunii spuneam că ați câștigat experiența, dacă pot să spun așa. Acum nu vreau să comentez ce fel de experiență acolo la predeal, doamnă. Da. E un gust amar acolo? Pentru mine, nu vă ascund, în calitate de reporter care a bătut drumurile prin predeal luni în șir, pentru mine e un gust amar. Da, și pentru mine, poate mai mult decât pentru dumneavoastră, eu și absolvind liceul din Predeal, când am avut oportunitatea de a mă duce și a mă implica în administrația predeleană, am avut așa un imbold și mi-am propus atât de multe și mi-am dorit atât de multe pentru că era orașul în care eu am fost aproape zi de zi timp de 4 ani în care aveam prieteni și îmi doream ca Predealul să redevină ce a fost, așa cum era în vremea copilăriei mele, eu având și unchi, mătuși care locuiesc acolo. Din păcate, cu tot imboldul meu tineresc și toată puterea de muncă, ne-am izbit de o politică foarte urâtă dusă la nivel de comunitate și, deși am reușit, deci sunt chiar mândră că am reușit să obținem primele fonduri europene pentru predeal, odată pentru implementarea managementului documentului la nivel de instituție, adică front office-ul instituției, Foarte relația cu important, cetățeanul, foarte programul important. informatic de înregistrare a documentelor, de urmărire a documentelor și mai mult decât atât, ca proiecte de infrastructură, am depus și am câștigat pentru finanțare proiectul accesibilitate în zona turistică Cioplea-Clăbuce, ceea ce însemna asfaltare, iluminat, parcări. Iarăși, al treilea proiect câștigat cu finanțare europeană, de data aceasta 50 cu 50, 50 bugetul local, 50 50, bugetul european, da. iar celălalt 2% bugetul local, Și 98% buget bani european, europeni? am reușit să câștigăm aceste proiecte. Păi Din și păcate,
2012 a fost anul în care s-au semnat proiectele, derularea acestora urmând a se face următorii ani. După 2012 s-a schimbat atât conducerea ca și primar, cât și componența Consiliului Local. Dumneavoastră știți mai bine că ați prezentat ce s-a întâmplat acolo. Am și o durere în suflet. Sau ce s-a întâmplat de fapt? Nu pot să-mi dau seama. Cred că unul la mână, cred că n-au știut cum să lucreze. Nu e așa de simplu, astfel de... E foarte complicat. Europene, să știți, este foarte chiar complicat. Nu e simplu. Pornind de la scrierea proiectului și implementarea. Implementarea se face cu o strictețe extraordinară. Și acolo, păi nu merge, doamnă, pentru că dacă până la ultimul cent, dacă nu vin mascații, n-am și mai spus toate procedurile respectate, acesta. Adică nu e, dacă să zicem, la o achiziție directă din bugetul local pentru un este serviciu, foarte simplu, este foarte știm... simplu când e vorba de fonduri europene, este foarte complicat. Cine spune că nu e complicat, nu... Păi da, nu s-a priceput nimeni acolo, pentru că, nu vedeți, predealul a dat prefectul de Brașov. Da. Prefectul de Brașov care... Da, de la domnul prefect... Mai mult tace decât să... Eu am preluat oarecum mandatul de secretar, funcția de secretar, practic, nu am avut contact cu dânsul, nu l-am cunoscut personal să fi avut loc o predare-primire. În adevăratul sens al expresiei, deci nu da, v-ați văzut. Nu ne-am văzut. Am ajuns la predeal, am încercat să adun cât mai multe informații, hârtie, arhivă, am intrat în arhivă, să refaceți niște hârtii din câte știu eu acolo, dar mă rog, asta este o altă discuție și eu sper totuși să vină ziua în care domnul Văsise, aici în studio, discutăm despre Brașov și despre COVID și despre... Doamne! Mai vreau doar să spun ceva, dacă îmi dați voie, apropo de predeal, chiar dacă am o durere în suflet că am muncit foarte mult la predeal și predealul arată cum arată, eu am mare, mare încredere în echipa de la predeal, mare încredere și îmi doresc foarte mult ca predelenii să înțeleagă că tot ce se face în predeal e pentru oameni, atât oameni de afaceri cu propriile afaceri, cât și pentru cetățenii simpli. Echipa ADN de la predeal reprezintă tinerețea, reprezintă entuziasmul, își doresc să-și recapete orașul înapoi. Orașul acela e părăsit. Tinerii au plecat pentru că nu mai au ce face în predeal. Și am mare încredere că ei vor convinge că pot fi alternativa pentru predeal, astfel încât predealul să devină ce a fost odată, așa era, cum era știm o perlă, toți. Doamnă, dacă da, pot să spun așa mi-amintesc. Așa este. Da, sunt acolo, sau aveți acolo, mai bine spus, o echipă tânără, da, și care chiar, nu știu, am mai realizat emisiuni, am văzut acolo și acțiuni caritabile da. Care sunt făcute. Acum, știți cum este? E foarte, cel puțin în această perioadă, oamenii spun, pentru Dumnezeu, ne-am săturat, nu mai vrem politică, toți promiteți și în momentul în care ajungeți acolo, nu mai faceți absolut nimic. Acum, s-ar putea să, de fapt nu s-ar putea, sunt două genuri de partide, de politicieni până la urmă aici, dar politicienii pe care îi știm, vechi, cu experiență, aici vorbim despre un partid nou-nouț. Corect. Care, stau să mă gândesc și spuneau și colegii dumneavoastră, poate peste 4 ani, da, aveți răbdare să construiți în această perioadă, iar acum? Acum, clar, ne gândim ca peste 4 ani să fim o forță pe scena politică, dar totul are un început. Categoric. Și primul examen pe care îl avem de trecut sunt alegerile locale, adică implicarea noastră în comunitățile locale. Ca target ne dorim să fim cât mai mulți, da, membrii ADN, câștigat un mandat în Consiliul Local, chiar dacă este la o comună, chiar dacă este la un municipiu, chiar peste dacă tot este sunt în orașe. Activități de pus în practică și investiții de făcut. Categoric, doamnă. Categoric. Și asta spun că noi susținem că reprezentăm schimbarea. Noi reprezentăm oamenii simpli. Noi reprezentăm ce-mi doresc eu ca om simplu. Lăsând deoparte faptul că am de-a face cu administrația publică locală de peste 23 de ani și asta cred sunt că sunt experiență. Un cunoscător, adică chiar știu ce se întâmplă la nivel de o primărie, la nivel de consiliu local. Doamnă, știți ce se întâmplă, dar ce ar trebui să se întâmple? Și ce ar trebui? Păi, n-ai cum să știi ce ar trebui să se întâmple dacă nu știi ce se întâmplă oamenii în realitate. Da. Explicați-le pe scurt, cum ar trebui să fie?
Așa cum am încercat și la predeal, că tot vorbeam de predeal, mi-aduc aminte că primele lucruri pe care le-am făcut când am intrat în primărie a fost să adun oamenii, funcționarii, să vorbesc cu ei și să-i întreb... Comunicarea. Comunicarea, clar. Cea mai importantă. Comunicarea. Și să încerc să ajung la oameni să îmi spună ce-și doresc, cum văd ei lucrurile. La predeal a fost mai atipic pentru că oamenii erau destul de speriați. Ei au trăit 16 ani aproape într-o stare de lucru, într-o anumită stare de lucru. În momentul în care eu m-am dus cu deschidere și am început să întreb... Și le-ați cerut să-și exprime punctele de vedere, probabil a fost ceva... La început erau temători. După care încet, încet au început să-și dea drumul și eu consider că în echipă poți să faci lucruri. De unul doar singur, în echipă, doar da. În echipă. De unul singur poți să ai și putință, și voință, și pregătire, dar e aproape imposibil și de aceea echipa este foarte importantă. Noi la ADN ne considerăm o echipă, mai ales că modul în care lucrăm noi și la nivel național și la nivel teritorial. Noi nu avem președinți, nu avem vicepreședinți, da, nu avem este o grămadă de șefi. Unicat, da, prima dată da, când am uitat subiectul acesta și eu am fost foarte atentă, dacă nu se numește președintele ADN, cum au toate partidele, corect. Aici se numește coordonator. Coordonator pe diferite domenii, coordonator organizatorii, coordonator pe comunicare, coordonator pe resurse umane și deci, așa mai departe. Deci, practic, este un termen care nu mai creează acea psihic. Distanță, nu? Exact. Și psihic te ajută. Adică, mi-aduc aminte, la 16 ani eram pasionată de politică și mai ales de politica liberală. La 16 ani m-am înscris în PL 93. Mi se părea o chestie extraordinară și am început să fac primele mele campanii la 16 ani. Având contact cu alte partide, că ne întâlneam fără tineretul, doar și asta se întâmplă, eram da? Foarte, foarte mirată că, de exemplu, tineretul, când intra un președinte de drept. Partid într-o încăpere, se ridicau așa, și ziceau să trăiți. Niciodată nu m-a caracterizat chestia asta și nici nu mă caracterizează. De aceea, pentru mine, ADN-ul e ca o mânușă. Adică mă reprezintă pe mine ca om, cum sunt eu ca om. Niciodată n-am fost genul de șef în sus, șef în jos, urăsc chestia asta. Așa, da. Mai ales că mergem foarte mult pe comunicare, adică fiecare își spune părerea și am mers pe ideea că eu pot fi un om pregătit, chiar și în administrație, dar uneori pierzi anumite lucruri din vedere și e bine să comunici și roboți. Să te consulți. Și atunci când 3 creiere, 4 creiere sau Consiliul Local, 27 de creiere discută despre local, același subiect, sigur rezultatul va fi categoric. Mai bun decât atunci când nu poate un singur, singur om sau sigur. O singură să zică gata, asta e bun și alte discuții nu mai au loc. Acum ați spus mai devreme transparență în actul decizional, transparență în cheltuirea banului public. Categoric. Doamnă, Primăria Brașov, câtă transparență? În ultima perioadă, cred că au încercat să facă, dar se vede că nu e natural. Adică, nu știu, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar poate și pentru că e campanie și cum știm, la fiecare 4 ani, când e campanie, categorii. Se asfaltează, se fac lucruri care nu s-au făcut ani de zile. Am cerut de multe ori și în Comisia de Urbanism și de Circulație la care am participat și am fost promotorul ideii ca și consilierii locali să participe la aceste comisii care sunt foarte, foarte importante pentru că acolo se discută toate proiectele de dezvoltare, puzuri, puduri, proiectele de infrastructură care vin ulterior la aprobare în Consiliul Local. Dar dacă nu știi despre ce e vorba acolo, dacă nu se poartă o discuție temeinică pe subiectul respectiv, mai ales la planul de urbanism zonal OFF. Câte... Și planuri de urbanism, dar să nu uităm că acum se lucrează la planul de urbanism general, Pugul Brașovului. Pugul Brașovului a fost aprobat în 2011 și are lacune foarte, foarte mari. Au trecut 10 ani și acum, bine, pe o procedură destul de greoaie și datorită legislației, dar acum este momentul să ne implicăm și ONG-uri, societate civilă, asociații, pe dezbateri reale. Cu privire la această temă. Ai scos la licitație realizarea Pugului. Până la a definitiva Pugul, părerea mea, ar trebui să existe dezbateri, nu neapărat săptămânale, dar bilunare sau o dată pe lună, în care toți factorii interesați, de la simplu cetățean, să vină să-și până la punctele de marile vedere. Firme urbanistice sau ORE, Ordinul Arhitecților din România, astfel încât
să ne aducem cu toții aportul. Vedem cu toții zona verde din Brașov. Da? Toată lumea se plânge. Eu personal am se avut... se plânge justificat. Da, de acord. Eu personal în 2016, 2015 când am născut fetița și să vă ca și mulțumesc frumos, la fel dacă e cazul. Și eu mulțumesc. Am început să circul cu fetița și mi-am dat seama că în Brașov, peste tot unde mă duceam, era poluare. Nu aveam un loc, da, o zonă mare, deschisă, în care să mă duc să plimb un bebeluș. Fără să-mi fac, probabil aia a fost și o chestie de mămică, eram foarte preocupată nu fie noxe, plus de asta, n-aveam trotuare. Mi-aduc aminte că era o problemă reală când mă duceam prin cartier să plimb, da, copilul și nu aveam trotuare. Deci sau trotuare foarte înguste, blocate de mașini. Ei, și chestia asta în 2016 am zis, ok, hai, gata, trebuie să mă implic. Am stat pe partea executivă 20 de ani, acum trebuie să mă duc și la masa la care se iau deciziile. Asta m-a motivat, recunosc. Și revenind la subiectul de spații verzi, participând la comisiile de urbanism în care se prezintă puzuri, și aici mă refer în special la dezvoltările urbanistice, da, rezidențiale. Acolo sunt mari probleme, doamnă. Da. De atât, să știți că vin foarte bine pregătiți, cu arhitecți, cu șef de proiect, cu... Și dă bine pe un ecran sau pe niște planșe să foarte mari. Să vezi 3D-uri, da, și... E foarte ok și de foarte multe ori am spus, domne, ok, arată bine pe hârtie, dar eu vreau ceea ce e pe hârtie să fie transpus în realitate. Practic. Și vreau ca la momentul în care se face recepția unei astfel de lucrări, reprezentantul primăriei, al ISC-ului, cine participă de drept prin lege la aceste recepții, să verifice și dacă să verifice zona tot, de spații doamnă, verzi. Nu numai dacă, exact, așa să spunem dacă simplu, dacă e clădirea corect, în picioare sau nu. Corect, corect. Pentru că la orice dezvoltare rezidențială de genul acestea, vă dau un singur exemplu, se construiesc nu știu câte blocuri cu 800 de apartamente, să zicem. Dacă iei o medie de 3 persoane per apartament, ajungi 8 ori 3, 2400 de oameni într-un cartier. 2400 de oameni care au nevoie. Aia e o comunitate. Până la urmă, da? Când vorbim despre atunci, o asemenea cifră. Ce ai nevoie? O grădiniță, o creșă, spații verzi, un parc, și nu mă refer la un parc de mic cu un Doamna, tobogan. Doamna, nu este creșă sau... la Ghimbav. Vorba aia, dar îmite... Exact. La un moment dat, înainte de ședințele de comisii, erau niște proiecte imobiliare puzuri de aprobat și aveam o discuție cu câțiva colegi în afara ședinței și eu eram foarte vehement și spuneam, dom'le, tu ca și dezvoltator, când gândești o chestie de genul ăsta, nu te gândești la ce se întâmplă după ce pleci tu de acolo, că tu ai creat o comunitate și de fapt nu-i oferi infrastructura, da? Nu-i oferi tot ceea ce este firesc, exact, da? Nimic exagerat. Exact. Un coleg mi-a replicat ceva de genul, dacă tu ai fi om de afaceri, nu la fel ai face. Și eu am zis, nu. Nu, că am o responsabilitate. Aici apare problema. Aici apare problema. Păi dumneavoastră ați dat exemplu, da? Clădirea este în picioare, dar mai e nevoie și de zonă verde, mai e nevoie și de nu știu ce, de împetea, da, ca să le faci și polea, înseamnă costă bani. E adevărat, dar în momentul în care și ca dezvoltator, nu am nimic împotriva dezvoltatorilor, foarte ok să se construiască, dar să se construiască și armonios și să te gândești la oamenii aceia cărora le-ai vândut ceva pe hârtie și se trezesc după 2 ani de la darea în folosință că ei nu au Doamne, parc, câte probleme nu au sunt, doamne, nu după multe. 2 ani. Imediat după darea în folosință, da, câte probleme sunt. Numai câte plângeri... Sunt foarte multe. Am primit noi. Sunt foarte multe. Și aici, v-am spus, un rol foarte important o are primăria. Pentru că primăria... Are un rol foarte important, problemele sunt. Și atunci unde e eroarea? Nu înțeleg nicio unde e eroarea, pentru că dacă mă transpun în calitatea de funcționar public pe care am deținut-o, da, mi se pare absolut normal ca și reprezentant al primăriei în comisia de recepție, atunci când semnez acel proces verbal de recepție a clădirii ca să intabulez clădirea respectivă, iau un ansamblu. Dom'le, clădirea asta sau construcția asta stă la baza unui puz. Am luat puzul, da, și am verificat că în puzul respectiv, în zona asta, îmi venea o grădiniță. O am sau nu am? O am? E posibil să nu ai la darea în folosință a primului bloc. Bun, dar o am ulterior. Exact.
Și, în general, ca și ansamblu rezidențial, dar v-am spus, asta ține și de calitatea investitorului, că până la urmă nu totul e bani în lumea asta. Nu știu, poate doamna, sunt nu e eu pe altă... Doamna, nu e totul banul pentru unii, dar să știți că eu am auzit și varianta cealaltă. Da. Banii, banii înseamnă aproape totul. Da, eu merg pe ideea că nu e nimic cu tine mormânt și... Până la urmă rămâne în urma noastră... Nu toți oamenii gândesc la fel? Eu știu, eu așa gândesc. Ce părere aveți, doamna Donosa? Este așa o plictiseală, dacă pot să folosesc un astfel de termen la nivelul conducerii primăriei Brașov? Cred că mai degrabă o plafonare, o lipsă de idei, în momentul în care trebuie să existe, nu știu, eu sunt un om căruia îi plac provocările. Și când am mers la Predeal, de exemplu, am luat-o ca pe o provocare și am zis ok, dacă mă angajez la o asemenea chestiune, să o duc și la bun sfârșit. Cred că este foarte multă plafonare. Cred că, vă dați seama că eu lucrând 10 ani în primăria Brașov, cunosc foarte... Păi, de asta vă și adresez, doamna, întrebare, din primăria Brașov, aici la masa discuțiilor nu vine nimeni. În ciuda nenumăratelor cereri de vreo 10 ani adresate, da, poate au motive, poate nu, vă rog, vă ascult. Acum vă spun și pe legislație, au un purtător de cuvânt și atunci totul trece prin... Da, doamnă, dar sunt și alte instituții care au purtător de cuvânt. În privința domnului Toarcea e una, n-am ce să comentez, răspunde omul la telefon, acum, mă rog, informațiile sunt furnizate... Eu așa simt, tot de la centru și până la urmă poate așa trebuie să fie, nu știu. Ne întoarcem. Ne întoarcem la colegii mei din, eu le zic colegi în continuare, pentru că colegi. Sunt colegi. Să știți că sunt foarte mulți dintre ei buni profesioniști. Da, mă, dar eu n-am contestat sub nicio formă pregătirea profesională și la plafonare. Ajungând și la plafonare. Fiind aceeași conducere de 16 ani de zile. Eu ce v-am întrebat? Probabil am priceput eu mai greu, dar ajungem și acolo. Dar până la urmă asta se întâmplă. Da, și chiar vă rog să încheiați ideea și să-mi și spuneți cât ar trebui să stau un primar în funcție. După părerea mea, fără nicio trimitere la vreun primar în funcție la ora asta, la modul general, cred că 3 mandate este arhisuficient. În primul mandat, pentru un primul mandat este foarte greu pentru orice primar ales. În primul rând că trebuie să se pună la punct cu tot ce înseamnă aparatul de lucru al primarului. Funcție de numărul acestuia, fiind un municipiu, poate fi de ordinul sutelor de angajați. Dacă e un oraș mai mic... Complicat atunci. La orașele mai mici sau la comune, iarăși este o problemă cu calitatea serviciului oferit de către funcționari. Ceea ce este extrem de important pentru om. Al doilea mandat, primul mandat, v-am spus, e odată să te... Un fel de acomodare. O acomodare și de gândire a proiectelor, ce ai vrea să faci și ce poți să faci. În al doilea mandat să pui în aplicare, în urma unor dezbateri reale, adevărate, cu tot ce înseamnă societate civilă, de la cetățean, ONG-uri și așa mai departe, și în al treilea mandat, pur și simplu să întreții ceea ce ai implementat și să pregătești predarea mandatului către viitorul primar. Transparent, doamnă, nu? Transparent, categoric. Nu cum a fost la Predeal, predare, primire cu domnul Văsin, absența acestuia. În lipsă. Aici fac și o paralelă breaking neapărat. Breaking news aici. O să întrebăm de ce a fugit, doamnă. De mine încerc să cred că știu de ce a fugit, dar de dumneavoastră de ce a fugit. Nu știu neapărat dacă rog, a fugit. Mă rog. Apropo de predarea mandatului, am avut un of foarte mare în tot ce înseamnă mandatul 2016-2020, după cum cred că știți și marea majoritatea cetățenilor știu, Consiliul Local are un singur președinte de ședință, pe viață îi spun eu. Așa. Legea spune că 3 luni, adică la fiecare 3 luni se alege un nou președinte de ședință. Ei, în Consiliul Local Brașov, de 4 ani, este același președinte de ședință. La momentul când a apărut codul administrativ și a trebuit updatat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, am solicitat expres să fie introdusă o prevedere în regulament în care să se spună concret că
Fiecare consilier local care și-a câștigat mandatul și reprezintă un număr de cetățeni, da, și da, are toată are calitatea de a sta acolo, să aibă cel puțin, da, o ședință condusă pe care s-o sau conducă. 3 luni pe care să o conducă, astfel încât cei 27 de consilieri să se rotească, să se acolo, rotească, da? Și să aibă experiența aceasta. Cum? Și nu care a fost răspunsul? Asta a fost o discuție în comisii, practic nu m-au băgat în seamă. Moment la care eu am plecat și am zis ok, faceți cum credeți, am votat împotriva regulamentului, care era practic un copy-paste din lege. Adică nu era updatat la Brașov. Și atunci ce să... Și atunci am zis nu, deci nu votez. Iarăși am mai solicitat în Consiliul Local, chiar și în plen, și am spus așa, reprezentativitatea femeilor la nivelul Consiliul Local este destul de puternică. Avem femei în Consiliul Local. Măcar o dată, măcar în preajma lunii martie, care e luna femeilor. Așa. Haideți, faceți un gest cavaleresc până la urmă. Nici vorbă. La ședința respectivă am propus-o pe doamna Ferghete, care doamna Ferghete are 3-4 mandate în spate de consilier local. Experiență mult acolo. Are și experiență mult, este, din câte știu eu, și expert contabil. Da, da, așa. Da, da. Și n-am propus, adică n-am făcut un joc să propun doar de dragul de a propune. Și am zis ok, haideți să alegem și o femeie președinte. Și ce s-a întâmplat? Au votat proprii colegi împotriva propunerii mele, ceea ce pentru mine a fost fără cuvinte. Doamnă, doamnelor și domnilor, deci asemenea date din interiorul primăriei Brașov, din interiorul ședințelor de la comisie, n-am avut niciodată și nu cred că să fi avut cineva, doamna Andonosă, eu vă propun invitat permanent. Da? Bine, dar asta nu e bârfă, să știți că a fost publică, adică... Nu. Știți bine ce spun, da? Deci discuțiile de la comisii sunt foarte importante. Da. Ceea ce vedem în ședințele de Consiliul Local, da? Ce în spate este foarte important, doamnă. Așa e. Și să ne și povestească cineva de acolo. De ce credeți că, și nu fac neapărat referire la Brașov, doamnă, de ce credeți că, deși a fost o negociere acolo, la nivel național, nu s-a dorit, eu nu spun cine, alegerea primarilor în două tururi? Nu știu, nu știu să vă spun concret. Cam cum privesc eu lucrurile? Ați fi vrut să fie așa? Categoric. Categoric, pentru că mie mi se pare că acel primar ales în două tururi are legitimitate. La alegerile de acum din 27, eu îndemn toți prietenilor, prezentați-vă la vot. Mi-e teamă că și din cauza situației pe care o traversăm, și a situației în sine, oamenii sunt scârbiți și nu mai vor politică și nu mai vor promisiuni. Da, doamnă, dar nu vă supărați, cer scuze că vă întrerup. Păi nu mai vor aia, dar nici după consumarea momentului, corect, să spunem, corect, păi nu e bună aia, corect, păi nu e, bun, da, corect, implică-te la paranteză, momentul votului, așa dacă este, vrei așa să vorbești este după aceea, așa nu? Așa, aici fac o paranteză în perioada când am strâns semnăturile de susținere pentru candidaturi, m-am izbit de această chestiune. Suntem scârbiți, nu mai vrem, și atunci le-am zis, ok, și eu sunt scârbită. Și văd, adică dar am contact, toți? Dar din momentul în care te retragi și nu te implici, atunci nici nu ai dreptul ca după să critici. Absolut corect. Deci, mie asta, credeți că e foarte, foarte greu și în Consiliul Local. Eu am fost de una singură, de exemplu, și m-am încercat, am făcut interpelări, am făcut amendamente. E adevărat că discuțiile erau în comisii. Dar cu altă comisii. Majoritate, doamna Donosă, în Consiliu, finalul a fost... Nu, eu aș vrea doar ca lumea să aibă deschidere și să înțeleagă. Să înțeleagă că lucrurile se pot schimba. Nu mai avem timp. În okay, această emisiune nu mai avem timp, dar eu chiar vă mai aștept. Mulțumesc, doamnă. Cred o să mai vin aveți de câte ori mă invitați. Multe să ne spuneți și nu doar echipei de aici de la Brașov TV, ci în mod special celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru eu participare și vă mai aștept. Mult succes! Mulțumesc! Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu, pe curând!